Începând cu luna septembrie, plafonul de pensie pentru care se acordă medicamentele compensate cu 90% din prețul de referință va fi majorat de la 1830 la 2020 de lei. Decizia a fost confirmată printr-o ordonanță de urgență privind unele măsuri de protecție socială, aprobată luni de guvern. Această majorare se efectuează avându-se în vedere că prin punerea în aplicare a reformei sistemului de pensii prevăzută de legea numărul 360/2023, un număr semnificativ de pensionari beneficiază de creșteri ale cuantumului pensiei, în unele cazuri depășindu-se vechiul plafon până la care se acordau medicamente compensate 90%, a informat Casa Națională de Asigurări de Sănătate într-un comunicat. Potrivit sursei, de programul de compensare cu 90% a medicamentelor de pe sublista B2 vor putea beneficia peste 2,3 milioane de persoane cu pensii sub 2020 de lei. Tot ca și până acum, în stabilirea dreptului la compensarea cu 90% a medicamentelor, nu se iau în calcul alte venituri realizate de beneficiari, în afara celor din pensii și din indemnizațiile sociale pentru pensionari. Precizează CNAS. Pentru transpunerea cât mai rapidă în practica prevederilor actului normativ, CNAS a transmis caselor de asigurări de sănătate județene să informeze toți furnizorii de servicii medicale cu care se află în relații contractuale, cu privire la noul plafon de pensie până la care se aplică programul de compensare 90%, prin publicarea informațiilor pe pagina web proprie și transmiterea prin poștă electronică către fiecare furnizor. Relatează Antena 3.ro.